Bună, dragii mei! O ieșire astăzi într-un loc unde am fost și vara trecută. Am să las un link în descriere cu ieșirea din vară. Locul se numește Purple Woods și aici, în fiecare an, este un festival al siropului de arțar. Aici sunt chiar în fața unui hambar construit recent, dar după aceeași arhitectură care era folosită pe vremuri. Este din lemn în totalitate, din bârni de lemn, foarte modern. Acum centrul acesta este închis pentru COVID și vreau să vin să văd dacă cumva s-a deschis, încă nu, dar locul este foarte frumos. În pădure o să vedem un sistem de captare a sevei de arțar și probabil un pic din... O să vedem un pic din procedeul prin care seva este adusă la un punct central și de acolo este prelucrată ca să se obțină siropul de arțar canadian, renumit în toată lumea. Așa că, haideți cu mine! Vremea este foarte blândă astăzi, 7-8 grade, zăpada începe să se topească și pe vreme de genul acesta începe colectarea siropului, pentru că acești copaci în general produc seva în momentul în care afară a fost rece, o perioadă rece și încet încet se încălzește. Aici în pădure vedeți sistemul de colectare a sevei de arțar. După cum vedeți, sunt tuburi mici care sunt conectate la tuburi mai mari. Totul curge prin gravitație în zona de jos a acestei zone împădurite și acolo o să vedem locația în care se prelucrează siropul. Practic, încă nu au început să colecteze și așa se colectează. Vedeți, au un mic ștuț care este băgat în copac printr-o gaură similară cu asta. Asta este una veche, copacul s-a vindecat, alta din anii trecuți. Și, practic, prin ștuțul acesta curge seva și merge prin gravitație până jos la centrul de procesare. Vedeți, aici este câteva sevă deja colectată în tub și, după cum o vedeți, este destul de groasă, ceva mai groasă decât apa, în momentul în care iese din copac. Și zona este destul de mare, împânzită de aceste tuburi, deci colectează destul de multă sevă. Am ajuns la poalele acestui delușor. După cum vedeți, toate sistemele de aducțiune a sevei converg în acest loc. Și acolo sus se vede hornul, unde și lemnele puse deoparte, care sunt folosite ca să fiarbă această sevă și să o reducă până la o viscozitate puțin mai ridicată, ca și cea a siropului de arțar. Un procedeu foarte simplu pe care primii europeni care s-au așezat aici în Canada l-au învățat de la populația autohtonă. Și pe aici intră sistemul în clădire. Aici, în locația asta, este cam zona centrală, locul în care festivalul siropului de arțar este ținut în fiecare an. O zonă acoperită cu mese acolo, o căbănuță de lemn frumoasă acolo, toalete, magazie de lemne. Și aici este un fel de souvenir shop,
care bineînțeles că este închis, cu o zonă în care poți să te adăpostești. Acesta este un adăpost tradițional făcut din structură de lemn ca un cort indian și cu cetină de brad acoperit. Aici în față puneau o piele de animal și bineînțeles că îl îndesau să nu să fie cât mai izolat și când mergeau la vânătoare sau trebuia să petreacă ceva timp undeva, construiau un adăpost din acestea. Ok, dragii mei, cam asta a fost pentru astăzi, o ieșire foarte scurtă, dar interesant să văd aceste locuri unde se colectează această sevă de arțar și se face siropul. Sper că v-a plăcut și vouă și până data viitoare vă spun, nu uita să-ți iei papucii atunci când călătorești. Numai bine, gelone, out!